Reducerea plafonului până la care prețul energiei va fi compensat și costurile uriașe pentru depășiri pot fi o problemă pentru cei care dețin mașini electrice și vor să le încarce acasă. Operațiunea consumă între 150 și 200 de kW pe lună, în timp ce limita până la care facturile sunt compensate este de 255 de kW. Șoferii pot ieși mai ieftin dacă merg la stațiile de încărcare publice care taxează cu aproximativ 2 lei kW. Daniel Cionca are o mașină de tip plug-in hibrid, pe care o încarcă acasă. Conduce aproximativ 1000 de kilometri pe lună, ceea ce presupune un consum lunar de 200 de kW, pentru că folosește în cea mai mare parte doar componenta electrică a mașinii. O încărcare zilnică este cam de 7 kW, la lună undeva între 150 și 200 de kW, văzând măsurile pe care guvernul le implementează, ne punem ușoare semne de întrebare, pentru că, bineînțeles, acest consum este peste plafonul pe care guvernul l-a indicat și este oarecum curios, pentru că se încurajează achiziționarea acestor mașini electrice, dar, din păcate, acest lucru va fi imposibil de exploatat. Practic, rentabilitatea unei mașini electrice nu se mai justifică. O mașină complet electrică are un consum mediu de 25 de kW la 100 de kilometri. La o estimare de 1000 de kilometri lunar, proprietarul are nevoie de 200 de kW. Dacă îi adaugă la factura de curent, îi scad șansele să se încadreze în plafon. Doar cei care au un consum mediu lunar de până la 255 de kW vor mai plăti preț plafonat. Concret, aceștia vor achita în continuare 68 de bani dacă se încadrează în 100 de kW și 80 de bani dacă au un consum între 100 și 255 de kW. La un consum de până la 300 de kW, diferența de la 255 va fi taxată conform contractului, iar dacă depășim 300 de kW pe lună, vom achita prețul total al consumului. Visul nostru de a merge gratis cu mașinile electrice începe din ce în ce mai coerent să fie spulberat, pentru că era complet nesustenabil să te gândești că îți cumperi o mașină electrică și că mergi cu ea aproape gratis. Se va apropia din ce în ce mai mult de consumul decent sau mic al unei mașini combustie internă. O variantă de reducere a consumului ar fi stațiile publice, unde costul unui kilowatt este între 2 lei și 2,50 lei, dar nu sunt suficiente, iar șoferii stau de obicei la coadă. Păi da, dar eu am fost aici. Ține bine primi eu așa știu. Câți kilowatt intră? 40 de kilowatt. Încărcați acasă, la priză? Da. Am plătit 700 de lei. La două zile. 60 de lei dacă e la zero. Dacă nu, 40, 50. Eu am luat-o pentru fată, dar parcă nu-i mai vine să o dau, pentru că văd costurile la cealaltă. Numai în prima jumătate a anului, vânzările pentru autoturismele electrice au crescut cu peste 400%.